Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un clip de care sunt foarte, foarte bucuroasă și foarte entuziasmată, pentru că am aici un colet uriaș de la prietena mea, Ani, de la Beauty Barometer, bineînțeles. Este acel moment al anului în care facem un swap împreună și vreau să vă zic că am acest colet de câtva timp, dar acum apuc și eu să îl desfac împreună cu voi. Încerc să nu rup prea mult această hârtie frumoasă și înstelată. L-am ținut, bineînțeles, nedesfăcut ca să pot să vă dau o primă impresie, să nu mă uit la ele înainte să filmez sau să trag cu ochiul, așa că m-am abținut foarte tare să îl desfac. Așa arată înăuntru. Am și un bilețel. Ia să vi-l arăt aici. Dragă Lorena, mă bucur așa de mult că facem swap din nou. Sper să-ți placă tot. Te pup, Ani, și eu sper să-ți placă tot. Și mi-a trimis pe o hârtie din asta cu unicorni foarte drăguți. O hârtie albastră superbă. Ulala! Am foarte multe, inclusiv... Ah, hai să începem cu chestia asta mov. Așa de frumos le-a ambalat Anica de obicei și ca de fiecare dată. Am aici o mini mask Glam Glow. Așa arată, e Glow, Glam Glow Mud. E prima mască de la Glam Glow pe care o am așa. Am avut până acum o mostră și mi-a plăcut, a fost ok. Un mic kit de concediu. Doamne ajută să ajungem și în concediu. Vedem. Ani la toate se gândește, dar nu știu de unde ai făcut rost de hârtia asta așa frumoasă, albastră. E chiar deosebită hârtia asta. Wow! Un set Moroccan Oil. Ia să vedem. Îmi plac foarte mult produsele Moroccan Oil. Chiar foarte, foarte mult. Cu un neseser turcoaz, cu alb. Ia uite aici ce frumos. Mulțumesc tare mult! Tratament pentru toate tipurile. Asta este o cremă hidratantă pentru coafat. Asta e șampon reparator. Citesc deja pe franceză. Și asta este un balsam. Tot așa reparator. Foarte fain pentru protecția solară. Mulțumesc tare mult, Ani. Mi-a plăcut foarte mult kitul ăsta. Ia să vedem aici. O hârtie mov. De fapt, este un top. Aici am o mostră Liquid Glow de la Biotherm. Wow! Se poartă foarte mult aceste seruri pentru față. Apoi, ăsta este un Anti-Aging Expert Eye Care. O cremă pentru ochi. Apoi, ia să vedem. Mai două măști Skin Egal, pentru că mi-a văzut clipul cu Emtis și a văzut că-mi plac. Mulțumesc tare mult, Ani! Așa, antiacnee. Apoi am aici o altă chestiuță mică, tot în culoarea asta roze, frumoasă, de la Pivita Hermes Hyaluronic Acid. Tocmai l-am terminat pe acesta, de fapt, nu, ăsta e un Hermes, dar eu am terminat balsamul și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Chiar se simțeau ingredientele naturale de la acest brand și a funcționat și acela ca o mască, deci chiar vi le recomand, sigur l-ați văzut în clipul de Emtis. Duo pentru tenul tău. De la Lancome, Advanced Genifique. Ia uitați, astea două produse. Este un activator și un produs pentru fermitate, pentru tenul gras. Mersi tare mult, Ani, de-abia aștept să le încerc și ce ambalaj drăguț au. Apoi, ia să vedem, altă hârtie albastră frumoasă, mamă, și creață. Nu știu de unde ai găsit hârtia asta. Ce bine miroase. Asta scrie pentru un păr frumos. Tot de la Apivita Rescue Hair Oil. Mamă, ce mult îmi plac produsele astea de la Apivita. Le-am văzut în Sensiblue. Bine miroase, de-abia aștept să îl folosesc fără silicon și fără alcool. De-abia aștept să-l încerc. Mersi tare mult! O mică doză de fermitate. Eu n-am apucat să-ți scriu bilețele din astea așa frumoase, dar ți le-am ambalat cu mult drag. Ia să vedem aici. De la Colistar, cremă anticelulitică. De-abia aștept să o încerc pentru picioarele mele. Sexy. Am glumit. Lui, să nu luați, să nu vă supărați pe mine.
Măști, Sisley, Galenic și Kills. De-abia aștept să le încerc. De ochi, de față și de antirit. O mostră Dior Star. Fondul de ten de la Dior pe care l-am văzut pe YouTube laudă absolut toată lumea. Toată lumea, așa că de-abia aștept să-l încerc. Petit Delice Parisien. Ia să vedem. Lac de unghii. Mama mia, mama mia. Un lac de unghii bestial. De la Chanel. Aoleu, e prima ojă de la Chanel. Și ce culoare frumoasă! Chiar am să o pun astăzi pe unghii, să știi. Chiar am să o pun. De-abia aștept. Mersi tare mult. Deci, am aici o cremă pentru mâini de la Douglas, Harmony of Ayurveda, Almond Oil and Sesame Oil. De-abia aștept să încerc. Cu siguranță am să folosesc vara asta. Aici am ceva foarte util, zice Ani, de la Sephora Express Nail Polish Remover, din acela în care îți bagi degetul și îți curăță oja. Wow, chiar că e util, mersi tare mult, Ani! De la Moroccan Oil, uleiuri pentru toate tipurile de păr. Asta e preferatul meu, mai am încă un pic din al meu. Și de-abia aștept să reîncep astea noi, pentru că superbe! Smoothing Blowout Spray! Aia, da! De-abia aștept să-l folosesc. Orice pentru păr îmi place. De la Guinot. Lifting Cream și soluție demachiantă. Doar bunătățuri. Da, apă micelară demachiantă, scuze. Și o cremă Lifting Cream. De-abia aștept să le încerc. Nici nu mai știu unde să le pun. Sunt atât de multe. Asta e un spray. Așa simt că e un spray, da. Deodorant de la Balea fără aluminiu. Wow, de-abia aștept să-l încerc. Sper să fie și rezistent, pentru că astea care n-au aluminiu, nu toate sunt foarte rezistente. Are zmeură, așa că sigur va avea un miros foarte plăcut. O, ce ambalaj drăguț! Ia uitați! O, ce drăguț! Ceva ce tenul tău va cam adora. Tenul meu este super răsfățat, dar chiar și are nevoie de răsfăț. Pentru că își cam face de cap. Do It Yourself Booster cu factor de protecție 30. Este un ser anti-îmbătrânire și cu resveratrol, coenzima Q10 și acele stem din fructe. Wow! Asta e ceva bestial. Produse cu ingrediente nemodificate genetic de la New Look Andalou Naturals de la Secom. Se găsește pe secom.ro. Așa, ca să știți. BB, Who Loves Me. Ce dulce! Ana Maria e o persoană așa de pozitivă, optimistă, foarte veselă. Un BB cream de la Bioderma. De-abia aștept să îl încerc. Sper să mă înțeleg cu el și să-i placă tenului. Văd că este și antiroșață, așa că sigur e cu ingrediente pentru piele sensibilă sau cu probleme. Glow Booster de la Pixi by Petra. Ce tare! Pixi e un brand în ascensiune acum. Chiar am văzut pe Instagram că este chiar full peste tot. Adică toată lumea îl promovează. Și am mai avut și eu în trecut produse de la ei care mi-au plăcut. Asta este un spumant pentru față. Nomino. Sper că am pronunțat bine acest brand și nu i-am pocit numele pentru că nu am auzit până acum de el, dar este un produs francezesc. Cu siguranță am să-l pun direct la probă. Mai am 8% baterie, sper să mă țină bateria până la capăt. Am aici câteva mostre, chestii mici. Un model blush. Îl deschid imediat. Câteva mostre de la Douglas, de la fondul lor de ten. De-abia aștept să-l folosesc și pe ăla. Și de la Lierac Paris Premium, o mască anti-age. Cred că n-am mai avut până acum mască anti-age, dar de-abia aștept să încerc pe asta. Și mai am câteva chestii aici. Un creion negru cu sclipici de la Douglas. Ce mostră drăguță! Mostră de la Benefit. Ia uite ce drăguță e. Le Voyage. Astea sunt niște șervețele din acelea matifiante pentru ten. Astea sunt oricând binevenite. Mulțumesc tare mult, Ani!
Aici mai am încă o chestie, cred că tot pentru ten, de la Nomas Velo, un produs hidratant, atât pentru față cât și pentru corp cu aloe vera. Sunt super curioasă de el. Ceva la care tu te pricepi super bine. Wow, gene false! Ai, ce bine arată! Ia uitați ce drăguțe sunt! Sunt așa de naturale. Mersi tare mult, chiar îmi plac foarte, foarte mult și sunt de zi. Trusă de urgență scrie aici. Mamă, ce frumos le-ai ambalat. Foarte, foarte frumos. Trusă de urgență. De la Babor am descoperit formula frumuseții. Ce fain! Sunt niște fiole pentru ten cu diferite întrebuințări, hidratare, fluid new skin, vitamine. Să știți că anul ăsta am testat tot felul de fiole pentru ten și chiar merită să încercați și fiole pentru ten pentru că sunt mult mai concentrate și sunt mult mai... ingredientele sunt mult mai puternice, mai active. Wow! De la Too Faced Gingerbread Scented Matte Limited Edition. Wow, de-abia aștept să-l încerc pe asta, sigur miroase delicios. Și aici mai am o mică comoară de la Ani, de la Sensai Daiquiri. Aoleo! De-abia aștept să folosesc. Chiar am să pun la treabă. Oh, dar e chiar mare această mostră de la Sensai. E printre mărcile ei preferate și am să țin minte să îi cumpăr ceva pentru data viitoare când mai facem un swap împreună. Și ăsta a fost super uriașul swap împreună cu Ani. Mi-au plăcut foarte, foarte mult toate produsele Ani. Chiar mă cunoști foarte, foarte bine. Sper că ți-au plăcut și ție toate produsele pe care ți le-am trimis, să le folosești cu mare drag. Nu uitați să mergeți să-i vizitați canalul și pagina de Facebook și Instagram. Ea postează constant foarte des informații utile. Așa că vă las toate linkurile ei în descriere și mergeți să o salutați și din partea mea. Mulțumesc tare mult, Ani, mulțumesc tare mult și vouă că ați fost alături de mine la încă un clip și până data viitoare fiți frumoase! Vă pup!